bani, cum a zis cu cerut unul 1000 de euro. Sărașilor se propovăduiește Evanghelia. Așa mi s-a propovăduit și mie și n-am vrut să ascult. Și lasă-o, lasă-o așa. Când mama mea îmi spunea că Dumnezeu îmi va ieși în cale, cum am auzit și în seara asta aici, că le va ieși Dumnezeu în cale la une, râdeam, nici nu vreau să cred treaba asta, că Dumnezeu îmi va ieși în cale. Și au început lucruri mărunte în viața mea. Mi-a rupt mâna dreaptă de 3 ori, de 4 ori, stânga de 3 ori, am început să rup coastele, am avut multe accidente prin care am trecut și tot nu vroiam. Și mama spunea, Iacob, ăsta este Dumnezeu care vrea să te întoarcă la mântuire. Mamă, mă lași cu bancurile astea tale, că astea sunt pentru mine bancuri. Am scris chiar în Biblia care spui tu, din care citești, scrie acolo că bucură-te tinerii de tinerețea ta. Dar nu-mi plăcea așa a doua parte. Dar odată vei da socoteală, vei fi chemat la socoteală. Și au început nacazurile mult mai mari în viața mea. Eram în Turcia împreună cu un frate de-a meu și încă doi oameni acolo și a explodat o cutie de diluant, am luat foc din cap până în picioare, ardeam în flăcări și fratele meu de trup n-a putut să sară să mă stângă. Stătea acolo pe un scaun, afară ploua, m-am dus afară, m-am întors, m-am învârtit prin apă pe jos și m-am stâns și am venit direct la el. Dar tu, fratele meu de trup, nu te-ai ridicat să mă stângi? O zic, Iacob, nu am putut să mă mișc de pe scaunul care stăteam, nu, te vedeam cum arz și nu puteam să mă mișc de acolo, să vin să te stâng. Când am sunat pe mama mea acasă, a zis, Iacob, ăsta este mâna lui Dumnezeu care vrea să te întoarcă la el. Mamă, lasă-mă odată. M-am stâns, gata, m-am învârtit pe jos. Nu știam cuptorul prin care, pentru că într-o seară, când era mama mea la cină, la biserica din care facem parte, i-a venit o lucrare prin Duhul Sfânt, care Dumnezeu încă vorbește și în ziua de azi, chiar și prin cuvânt și prin cântare, așa cum am auzit de la început, dar vorbește și prin vasele lui de lucrare, prin prorocii lui. Și i-a spus cât destul, ți-am ascultat rugăciunile, ți-l voi întoarce pe calea mântuirii, într-adevăr, dar trebuie să-l trec prin cuptor mai adânc. Și atunci am paralizat de picioare, am ajuns pe mâna oamenilor, am ajuns pe mâna doctorilor și au spus că nu voi mai avea șansă să mai merg. Dumnezeu, ca să-mi arăte câtă dragoste au avut pentru mine și cât m-au iubit, ne-am îmbolnăvit amândoi băieți odată, acolo la Turci. Eu și un băiat mai mare decât mine, cu vreun an. Pe mine m-au fugărit acasă fratele ăla meu și încă vă doi oameni m-au fugărit acasă. Celălalt, în 2 luni de zile, i-a secționat măduva, coloana oasele, i-a secționat măduva și a murit în 2 luni de zile. Nu au găsit nici măcar un sicriu să cumpere băiața aia, că eram săriți din viză pe acolo. L-au pus în niște scânduri luate de pe șantier și l-au trimis. Băiat de la noi, din Todrești. Și a murit la aceeași boală. Ne-am bolnăvit amândoi odată ca Dumnezeu să-mi arate prin ce puteam să trec, puteam să-mi ia zilele atunci și El să-mi arate mâna Lui. Am ajuns la spital la Iași. Și când am stat la spital la Iași, 3 ani am stat în spital. 2 săptămâni în spital, 3 săptămâni acasă. 2 săptămâni în spital, 3 săptămâni acasă. Și doctorul a spus că nu mai am nicio șansă. A apărut undeva ca o sclipire, ca o șansă. A spus un doctor, a zis că eu am făcut operații de genul ăsta în Franța. Vrem să aducem și în România. Putem să înlocuim o bucată din coloană acolo, să-i prindem coloana din bazin cu niște șuruburi acolo. Și sperăm ca să lăsăm ca să nu moară acum. Chiar dacă va rămâne într-un scaun cu rotile, chiar dacă toată viața lui va avea nevoie de ajutor, dar poate îl putem salva. Nu garantăm, dar poate îl putem salva. M-a întrebat, vrei să treci? Vreau. Merg să fac operația. Mi-a făcut operația, am 3 inele din metal, 2 tije puse așa și 10 șuruburi. Și după ce mi-au pus astea, au spus că te vom ține 3 luni de zile în pat. M-a pus în pat așa, într-o formă de 4, așa, aveam ceva pus la spate și încă o pernă între picioare care mă ținea acolo. Și din 2 în 2 ore veneau asistentele și mă întorceau de pe parte pe alta. Și o zic, te vom ține 3 luni așa și după ce se vor prinde șuruburile alea acolo, te vom învăța să mergi de la zero ca pe un copil mic, dacă va fi reușită operația. Atunci, asta a fost într-o zi de marți, duminică. Fratele meu care v-am povestit că era cu mine în Turcia, avea chiar căsătoria undeva în Brăila. Mama mea nu vrea să mă lasă, părinții mei nu vreau să mă lasă singur în spital acolo și să duc la căsătorie. Au găsit totuși până la urmă cineva să stea cu mine acolo în spital, că mă hrănea cu paiul, eram ca o legumă acolo în pat. Și erau doar 5 zile de la operație, asta a fost marți și duminică, când au venit asistentele să mă vârtă pe o parte, gata, să-mi ridică și mie măcar un pic capul așa să stau sus. Nu măcar capul să mi-l ridice de pe pernă.
M-au ridicat și când m-au ridicat, am zis că vreau să mă ridic în picioare. Au început să râdă. Cum adică să te ridici în picioare? Da, vreau să mă ridic în picioare. Am pus picioarele la marginea patului, am pus mâinile și m-am ridicat în picioare. Una dintre asistente care îmi ținea șerșaful aici ca să-mi țină capul, așa drept că m-au ținut șerșaful, îmi țineau așa ca să nu se miște capul drum, a dat drumul la șerșaf și a fugit și a chemat doctorul. Doctorul când a ajuns a pus cu umărul în ușa salonului și a început să facă cruce. Ce cauți tu în picioare? Nu știu. M-am ridicat în picioare și văd că pot să merg. Lăsa asistente, așezați-l leacă la marginea patului, mă duc să sun la colegii mei în Franța să vedem ce se întâmplă. Au sunat, au zis că n-am auzit așa ceva. Dar încercați-l dacă poate să meargă. Au venit, m-au luat asistentele de sub braț și am mers ca să nu amețesc, să nu cad jos. Am zis că duceți-mă până la telefonul pe hol. M-am dus la telefon, am sunat la mama mea acasă. Am zis că mamă știi de unde te sun? O să știu, Iacob, unde te-am lăsat. Te-am lăsat în spital și eu sunt la căsătorie. Dar te sunt în holul spitalului. Aleluia. Dar cu ce te-au dus acolo? Mamă, sunt în picioare. Merg pe picioarele mele. Cum să mergi pe picioarele tale? Nu cred treaba asta. Mamă, dar nu tu mi-ai spus de un domn, de un Iisus care vindecă. Aleluia. Nu tu mi-ai povestit de un Iisus care iartă și aleluia vindecă. Aleluia. Așa cum am spus la început, Ioan, acolo au spus ce vedeți și auziți. Așa și asta. Și de multe ori noi nu credem lucrările lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru oameni să-i vindece Dumnezeu, să-i aducă pe care am întâlnit și după aia tot noi suntem aceia care nu credem. Am mers pe picioarele mele de atunci la 3 luni de zile când au zis ei că trebuie să merg la... să încep să merg. Deja mergeam în picioare și mă jucam și cu mingea. Am mers singur cu trenul deja. Au spus că toată viața voi avea nevoie de ajutor. Dar multă perioadă, mulți oameni din localitate au avut nevoie de ajutorul meu, pentru că Dumnezeu a întors lucrurile în așa fel încât să vedem mâna lui. Aleluia. Am ajuns acasă, că Dumnezeu așa vrea să... Atunci a vorbit lui mama. Am ajuns acasă și Dumnezeu a vrut să am întâlnirea personală. De fiecare ne cheamă să avem întâlnire personală direct cu el. A întrebat fratele, parcă fratele Banu, parcă a întrebat. L-a văzut, a întrebat într-o biserică. L-a văzut pe cineva pe Dumnezeu? Când ai întâlnirea personală cu Dumnezeu, atunci este. Și a venit într-un frate, nu știu dacă despre celălalt Toma, au spus fratele Neculai, un frate, fratele Toma îl chema. Și a spus, valul era pregătit pentru tine mult mai mare. Am oprit valul așa în picioare. Dacă acum te hotărăști pentru mine, aleluia, întorc valul înapoi. Dacă nu dau drumul la val peste tine. Și mântuirea ta va fi cu semnul întrebării dacă dau drumul acum la val peste tine. Atunci am zis, de ce să pierd 2 vieți? Aleluia. Și pe asta, cu chin și cu ăsta, și să pierd și viața viitoare. Doamne, vreau să te slujesc. Aveam atâta bucată de operație desprinsă, nu se lipea cu tot felul de tratamente câte puneam acolo. Și atunci când m-am hotărât, în 3 zile s-a lipit operația de nu s-a cunoscut nimic. Iisus Hristos, care este azi aici, aleluia, care a zis că vrea să vindece, aleluia, care a zis că vrea să ierte. Aleluia. El m-a vindecat. Și a spus, când am fost botezat în apă și am primit Duhul Sfânt, când am săruit după Duhul Sfânt și a spus așa, omule, te-am trecut prin suferință, ți-am arătat mâna mea, ți-am arătat puterea mea, în orice cetate vei ajunge să mărturisești ceea ce am făcut eu pentru tine. Mărire ție, Iisus! A mers o perioadă, am mărturisit peste tot unde ajungeam. Primul lucru îl făceam, chiar dacă nu eram pus, cum m-a pus în seara asta frații, ceream eu, trimiteam bilet și spuneam, fraților, vreau să vă mărturisesc pentru că mă simțeam dator față de Dumnezeu, că Dumnezeu de asta își face lucrările. Aleluia. Își face, spus în cuvântul lui Dumnezeu, că a zis că eu te voi proslăvi, eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Amin. De asta ne trece Dumnezeu. Aleluia. Și ne arată atâtea lucrări. Și a mers o perioadă, mărturiseam peste tot. Anumite situații, m-am depărtat și n-am mai mărturisit. Am spus că parcă mi se pare mult de multe ori greu pentru mine, parcă de multe ori obositor. Și atunci Dumnezeu a spus așa, omule, adu-ți aminte ce s-am făcut. Dar pentru că n-ai mărturisit ceea ce am în continuare, pentru că ai închis cartea, chiar așa lucrarea care am avut, pentru că ai închis cartea care ți-am dat deschisă să mărturisești despre ea, mi-a lăsat Dumnezeu Parkinson, diabet, pentru că a zis că ești însemnat din pântecele mamei tale pentru lucrarea asta. Am râs de lucrarea aia. Am zis, cum adică însemnat? Uitați-mă că sunt întreg. Și când am ajuns la un control la spital, când mi-au făcut ecografie, au zis că omule, dar unde ți-i un rinichi? Lipsea un rinichi. Doar Dumnezeu putea să-l ia ăla de acolo, să nu-l pune. Deci m-am născut cu un singur rinichi. Și ca să ai un diabet de 3, aveam 345 glicemia și cu un singur rinichi să n-aibă cine să scoată din organism,
eram programat la Parhon, deja pentru să se hotărască, ori să mă treacă direct pe, întâi pe insulină, ori deja să ajung la dializă. Și când făcea nevastă mea și mâncare pentru copii în casă, mă pătam din mirosul ăla, măcar de mâncare, deja mă pătam pe față. Nu avea cine să scoată din organism. Și nevastă mea a strigat în casă, nu mai putea. Doamne, așa nu se mai poate. Așa nu mai pot, Doamne. Fă ceva! Am ajuns la Ipotești, la rugăciune, și nu ne-a văzut niciodată. Și a zis că, femeie, când ai strigat în casă și ai spus, Doamne, așa nu se mai poate. Eu, Domnul, te-am auzit. Am plan de vindecare, dar contează ce face El. Dacă El se apropie, dacă El se oprește din calea Lui, dacă nu, din scaun cu rotile și tot mă va sluji. Dar eu acum vreau să-L las vindecare, să-ți arăt că încă vă iubesc. Aleluia. Am ajuns în partea Botoșană, asta a fost doar într-o zi de luni. Până a doua săptămână luni, când am ajuns în partea Botoșană, nu mi-a venit iar lucrare mie direct. O zis că omule, vrăjmașul, cu un duc de boală, a vrut să facă ravage într-o pută. Oh, da. În seara asta îi pun stop. Aleluia. Joi eram programat la Parhol, v-am spus să-mi pui pe insulină sau pe asta. A fost insulină, asta, glicemia. N-am luat Domnul să fie în parte de jos sau în parte de sus. Exact pe mijloc. Dacă ei trebuie să fie între 95 și 115, a fost 105. M-au tot chemat la analize. N-a mai existat de atunci niciodată. Aleluia! Omule, te pot, ți-am arătat puterea mea. Aleluia! Mărturisește-mă oriunde vei ajunge. Același Iisus, în seara asta aici, ne-a vorbit la fiecare în parte. O să zic, omule, vreau să te iert, omule, vreau să te vindic, nu mai lasă-te de tot ce este rău și aruncă-te în brațul meu. În seara aceasta, vă îndemn pe oricare care sunteți aici. Haideți cu toți să ne aruncăm cu adevărat în brațul lui Dumnezeu. Aleluia. Să slujim pe Dumnezeu, valabil și pentru frații lucrători. Amin. Să n-ajungă Dumnezeu să-ți spune, omule, ori dintr-un scaun cu rotile, ori să-ți iau un copil și tot mă vei sluji. Slujiți-L pe Dumnezeu de bună voie. Și restul care nu ne-am întors, care nu s-au întors la Dumnezeu, să nu ne strângă Dumnezeu cu ușa. Că de multe ori ne dăm mari și spunem că, da, ce, eu sunt bărbat, eu pot să suport durerea. Nu se știe când mai ești în suferință acolo, dacă mai poți să suport durerea așa cum o spui înainte. Astăzi, cât se spune astăzi, haideți să ne întoarcem din toată inima. Slavă Domnului! Să slujim pe un Dumnezeu sfânt, viu și adevărat cu care ne-am făcut, în care ne-am pus încrederea, cu care am făcut un legământ. Amin. Domnul.